Salutare prietenii și bun găsit pe canalul Dinu Fishing and Travel. Eu sunt Dinu, cum de altfel v-am obișnuit, și astăzi am de gând să vă arăt cum prepar eu saramura de crab, captură proprie. Aici avem mustăciosul. Nu este cumpărat, stați liniștite, prins de mine, se și vede aici urma la gură. Pe care l-am curățat de solzi. I-am scos intestinele și toate cele de cuvință și vreau să vă arăt o chestie care am găsit-o eu pe un site acum vreun an de zile. E vorba de acest aparat pentru curățat solzi de pește. Am crezut că e o glumă, zic, hai să risc, că totuși n-a costat mult, a costat undeva la 30 de lei să-l cumpăr. Și vreau să vă zic că își face treaba excelent. Este excelent și vă recomand și vouă. Nu mai țin minte cum se numește site-ul. Se curăță contra creșterii solzilor. Nici nu se face mizerie. Toți solzii rămânând în această cutiuță. Apoi se aruncă la gunoi. Și trecem mai departe. Pentru pregătirea acestui mustăcios vom folosi următoarele. E vorba de legătură de pătrunjel, 2 ardei capia, 4 roșii, mie îmi plac prunișoarele mai mult, apoi piper negru măcinat, într-adevăr se folosește piper boabe, dar numai că nu prea mă împac eu bine cu piperul boabe, sare și aici vreau să vă arăt ce credeți că sunt. Sunt lapții. Mie îmi place să mănânc lapții pe care îi voi introduce la sfârșit în zeama de saramură. Bineînțeles, ulei de măsline, 2 căpățâni de usturoi, 2 ardei iuți și un pahar de vin. Bine, se folosește vinul alb de regulă, dar nu am disponibil și vorba multă sărăcie, deci să trecem la treabă. De el. Am îndepărtat capul și coada pe care o vom folosi la un borș de pește, bineînțeles. Și acum îl tăiem medalioane. Pe care le vom spăla și le vom săra un pic. După ce am terminat de tranșat crapul medalioane, bine ar fi să curățăm cu un șervețel fiecare bucățică de medalion. Deci crapul va fi făcut pe grătar pe un pat de sare aici. Așa că să trecem mai departe. Deci trebuie șters cât mai bine, îndepărtat apa, motivul pentru care peștele se lipește de grătar. Medalioanele au fost șterse de apă cu grijă și acum trecem la sărare. Pe ambele părți, bineînțeles, după care o să-l băgăm la frigider timp de vreo 20 de minute, atâta timp cât ne vom ocupa și de legume, de curățat usturoi și așa mai departe. Vom da drumul la plită ca să se încingă. Vom face și un pat de sare pentru legume, pentru că nu strică. Încingem bine plita, apoi o să coacem legumele. Plita s-a încins, acum punem legumele pe plită.
Iar acum, în acest timp, vom curăța usturoi. Dar, prieteni, atenție! Usturoi românesc, nu petar de chinezești, da? Că ne supărăm. Continuăm. Uf, prieteni, când s-a inventat și mașina de curățat usturoi? După cum ați observat și voi, am tăiat bucățele mici usturoiul și așteptăm să se frigă legumele, să putem să trecem la zeama de saramură. Legumele sunt gata, va trebui să le curăț de pieliță, roșiile și ardei capia, și apoi vom procede la bucățile de crap, dar nu înainte să mai punem un pat de sare pe plită. Ce am omis și eu să vă spun, dragi prieteni, este faptul că voi face saramura la tuci și să ne apucăm de zeamă. Vom pune un litru de apă. Apoi vom adăuga jumătate de cantitate de usturoi la prima fierbere. Cimbru. Piper. Cam o lingură de sare. Și, bineînțeles, nelipsitul ardei iute. Eu am pregătit 2, dar inițial o să fac cu un singur ardei, după care am să mai gust. Vedem tăria iuțelii ardeiului iute și eventual, dacă mai e necesar, mai adăugăm încă unul. Când zeama începe să fiarbă, adăugăm lapții. Am tăiat și legumele pentru a fi adăugate în zeamă. Ia să vedem ce gustare. Suntem pe drumul cel bun, sare nu mai trebuie, în schimb o să mai adăugăm ardei iute. Mai lăsăm la fiert vreo 20 de minute, apoi o să băgăm și bucățile de crap. Am adăugat și bucățile de crap. Urmează să completăm cu a doua parte din cantitatea de usturoi. Arată bine. Ia să o și gustăm. E ce trebuie. Și pentru că suntem aproape de final, vom adăuga 2 linguri de ulei. Eu prefer uleiul de măsline.
Nu mai mult, pentru că oricum crapul are și el grăsimea proprie. După care vom adăuga un pahar de vin. V-am spus să se pune de regulă vin alb sec, dar din lipsă punem și acesta rozé, un vin de țară curat, cristal, tot sec. Prieteni, suntem aproape de final și vreau să vă zic că miroase într-un mare fel. Și acum vom trece la ultima etapă, și anume vom pune pătrunjelul tocat. Vreau să vă zic că m-am răzgândit în ultimă instanță, am preferat două legături pentru că mie îmi place mirosul intens și gustul la fel. Închidem și focul. Lăsăm pătrunjelul să se scufunde în lichid. Apoi vom pune capacul ca să-și păstreze aromele și vom încerca peste 30 de minute. Prieteni, a sosit și momentul adevărului. Ia să vedem. Deci nu pot să descriu prin cuvinte cum miroase. Wow! Excelent! Excelent, prieteni! Cam asta a fost tot. Eu sunt Dinu. Voi urmăriți canalul Dinu Fishing and Travel și sper că v-am fost util, sper că v-am fost plăcut. V-am arătat modul meu de a găti saramură, pe care, din păcate, am făcut-o acasă și preferat să o fac undeva pe malul unei bălți, în special pe malul Dunării, dintr-un crap prins din una din bălțile din România. Nu este cumpărat din import, din supermarketuri, unde ați auzit și voi foarte bine că se găsește pește capturat din bălți poluate, foarte grav. Cam asta a fost. Vreau să vă urez toate cele bune, prieteni, dar mai este un singur lucru care pentru unii contează foarte mult, și anume: deci, prieteni, înainte, medicamentul anticovid. Să trăiți! Vă salut, Odinu!